Trei autovehicule au fost implicate ieri după amiază, în jurul orei 17, într-o coliziune petrecută pe strada Bună Ziua din Cluj-Napoca. Impactul dintre ele s-a soldat cu rănirea unei clujence. De vină pentru producerea accidentului este o femeie de 46 de ani din Turda, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Bună Ziua, înspre calea Turzii, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță în mers, a intrat în coliziune cu un alt autoturism, care o preceda, la volanul căruia se afla un bărbat de 36 de ani din comuna Florești. În urma impactului, cea de-a doua mașină a fost proiectată în alt autoturism, oprit în coloană în fața sa, condus de către un bărbat de 58 de ani din Cluj-Napoca. Accidentul s-a soldat cu rănirea ușoară a unei pasagere de 38 de ani din Cluj-Napoca, care se afla în cel de-al doilea autovehicul implicat în evenimentul rutier. Valoarea pagubelor materiale a fost estimată la circa 6.000 de lei, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.